Ema! Bună seara! Ema este prietena Andreei, da? E corect ce spune Ema? Da. Prietena Andreei, foste colegi de facultate. De câți ani vă știți? De vreo 4 spre 5 chiar. 4 spre 5 ani, e ceva vreme. Ați avut timp să vă cunoașteți destul de bine? Da. Cu ce sfaturi pentru Andreea? Să nu mai pună la suflet, să nu se mai focuse pentru toată lumea, să-și vadă de relația ei cu Marian. Nu contează că e bârfită, oamenii importanți sunt bârfiți, asta e bine. Să se înțeleagă din ce în ce mai bine cu doamna Malvina, mi este foarte dragă cu ocazia aceasta și salut, o urmăresc. Vă salut și eu. Este un om înțelept, are ce învăța Andreea de la dânsa. Dar ce face Andreea? Pleacă în Maramu? La cum o știu, da. E o persoană foarte hotărâtă și, în general, când își dorește ceva, lasă și de la ea pentru acel ceva, dar va pleca, cu siguranță. Ema, a mai fost pe punctul de a-și face bagajul să plece după marea ei dragoste? Nu, pentru că, exact cum spunea și ea, încă nu a simțit acel ceva. N-a trăit încă marea dragoste până acum? Nu, nu. Poate trăiește la momentul ăsta. Cunoștințe, am mai ieșit cu câte un băiat sau a avut o relație, dar nu a fost atât de, real totul, exact cum trăiește ea cu Marian acolo, mai ales că stând tot timpul în casă, se cunosc mult mai bine și e altfel față de cum ar fi afară. Ema, ce interesează pe Andreea mai mult? O interesează o relație de iubire sau o marele premiu? Eu cred că o relație de iubire. Până la urmă nu te duci neapărat într-un concurs pentru un premiu. Premiul nu ești sigur că îl vei câștiga, însă cu marea dragoste rămâi. Și atunci de ce crezi tu că o interesează situația susținătorilor și a voturilor? Cum sunt și eu și așa este și ea, în general o mică parte din noi trăiește cu lumea și ținem un pic la statutul nostru ca și oameni, cum suntem văzuți de cei de lângă noi, să nu dezamăgim, să nu facem greșeli și nu neapărat că o interesează statutul oamenilor să devină vedetă sau alte lucruri de genul ăsta. Ceea ce oricum nu ar fi un lucru rău, adică... Exact, exact. Nu vrem să dezamăgim, cam asta este ideea. Vrei să-i transmiți ceva, Andrei, în mod deosebit? Da, că vrem să jucăm la nuntă, cu toatele. Dar care este părerea ta despre Marian? Despre Marian, mi se pare un băiat foarte ok, potrivit atitudinii Andrei, adică este pe măsură. Și mi se pare că a reușit să o mai tempereze un pic pe Andreea noastră. Merită să câștige ei marele premiu? Ca și prietena ei, o să spun că da, normal. Hai să încerci să te detașezi de ideea asta. Da, mie personal, îmi plac ei, dar îl susțin și pe Alin și Adelina. Mi se par niște oameni care luptă pentru Alexandra. Dragostea lor. Ți-ai făcut din Alexandra un mare dușman. I-a căzut fața. Îmi pare rău. Dar de ce? Ce vezi tu și nu vede Alexandra la ei? Mi se pare că Alin se cenzurează foarte mult din cauza mamei lui. Se vede clar că o place pe Adelina, că simte lucruri și doar evita să nu bage un pic de râcă în familia lui, să nu se certe părinții lui, familia lui din cauza relației, pentru că într-adevăr am văzut că își respectă și își iubește foarte mult familia, dar dintre dragoste și familie până la urmă nu rămâi cu mama toată viața. Și asta e adevărat, dar nu mi-ai zis de Adelina. Se vede și la Adelina că iubește sau e doar o obsesie? Da, mai ce? Ales ca ea. Da, se vede că iubește, după părerea mea. Mare iubire între ei. Dar el a spus că nu iubește încă, adică îi place poate de ea, îi alimentează ce are nevoie. Bărbații se manifestă mai greu, dar... Lasă că și bărbații spun dacă s-ar îndrăgosti, spune te iubesc cu ăla, stai liniștită. Dar încă nu e cazul la ei. Nu ți-ai adevărat, nu te contrazic. Păi, până acum toată lumea de acolo din casă se iubește. Stați să vedem după 2-3 luni când vor ieși din casă, să vedem atunci ce mare iubire va fi între ei.
Până acum toată lumea se iubește. Câtă iubire, foarte mare iubire. Vom vedea. Da, dar niciodată nu spui niciodată. Dacă este să fie, va fi. Corect, pe asta spun. După ieșirea din casă, că acolo sunt toți închiși, de plictiseală, din obișnuință, că n-ai ce face, cred că și asta influențează foarte mult. Afară când vor ieși, vor da într-adevăr de greutățile vieții. Da. Și atunci vom vedea. Emma, aș vrea să lansez un subiect spinos atât pentru tine cât și pentru doamna Malvina. După incidentul care a avut loc între Marian și Liviu, cât de impulsiv îl vezi tu pe Marian? Vă referiți la acela când cu scaunul, la masă cu scaunul sau da, cel de... Da, da, da. Mie, Marian, sincer, chiar nu mi s-a părut impulsiv. Chiar a încercat să aplaneze, a folosit cuvintele potrivite pentru... Eu cred că n-ai văzut imaginile, nu l-ai văzut și pe el când a dat cu piciorul în scaun? Am văzut, dar... A fost oricum constrâns un pic de situație. Mie mi s-a cine te constrânge să dai cu piciorul într-un scaun? Au fost anumite gesturi ale lui Liviu mult mai dar stai puțin, vorbim despre situația asta. Și am întrebat chiar la începutul emisiunii. De ce unii sunt judecați pentru anumite gesturi și alții mai puțin judecați sau altora li se cuvine cumva? Întreb și eu. Cred că depinde de... De trecut? Cumva Liviu a fost înfierat pentru că vine cumva la pachet cu un trecut? Care să spunem că... Nu știu, nu îl pune într-o lumină favorabilă, mai ales în situația asta. Da, este adevărat, însă cred de asemenea că orice om se poate schimba. Și atunci de ce noi acordăm credit și lui Liviu? Mie, de exemplu, doamna Malvina mi-a plăcut... ca și atitudine, pentru că a spus amândoi au greșit. Așa este, într-adevăr, doar că... Doar mie, că... Sincer, mi s-a părut un pic mai acid Liviu. Nu pot să compar, într-adevăr, nu e... Știi că violența este violență, oricum am privit lucrurile. Fie că e vorba de violență verbală sau de violență fizică. Ca să se înțeleagă acest aspect. Iar noi nu încurajăm violența sub nicio formulă. Nici cea fizică și nici cea verbală. Pentru că nu duce la nimic bun. Și atunci nu înțeleg de ce într-un caz se înfierează mai mult și într-un caz... Se înfierează, dar... Așa este, asta voiam și eu să spun același lucru despre violență, că nu se încurajează, doar că probabil așa s-a văzut, de la, așa s-a văzut la televizor, ca să spun așa, un pic mai acid Liviu, iar păi și Marian... Cum? Și cum are legătură faptul că ești... Violența e violență! Da, doamna Gabriela, dar cea fizică nu pornește până nu începe cea verbală. Deci totul pleacă, nu cred că se trezește cineva din nebun să fie violent fizic până nu se folosește de violența verbală, în principiu, în prima dată. Acolo... Da, și asta e foarte adevărat. Părerea mea. Da, până în acel și ce facem? Plătim cu aceeași monedă? Așa e societatea în care trăim? Sau unul trebuie să fie 5 minute mai deștept și să spună hop! Da, să nu se ajungă. Ne oprim, ca să nu ajungem la bătăi, la violențe, la amenințări, la nebunii și alte chestii de genul ăsta. Adică în asta stă înțelepciunea unui om. Categorie. Mulțumim frumos, Emma, pentru intervenția ta și te așteptăm cu mare drag alături de noi și altă dată. Luăm o pauză mică. Doamna Malvina, au crescut gogoșile? Au crescut, cu siguranță, de atunci. Aha, dar nu s-au prăjit încă. Încă nu. Nu miroase, nu. Păi, nu, cred că mama ta și Vera. Aha, deci doamnele sunt la prăjit gogoși. Da. Păi nu, că dacă începem să simțim miros de gogoș, o trimitem repede pe doamna Malvina până în casă să vină aici cu un coș cu gogoși.